Bună seara, dragi telespectatori ai canalului CNS. Revenim la emisiunea cu temă sportivă, cu o formulă consacrată, spun eu, dat fiind faptul că invitații noștri sunt cunoscuți și ar fi cunoscuți de către dumneavoastră prin natura activităților ce le desfășoară și pe plan sportiv, dar și pe plan social, căci vorbim în această seară din nou despre ACSMTB Roman, clubul care începe să contureze și să definească proiecte noi, și spun acest lucru datorită aspectului că urmează să se nuanțeze în mod clar cu o competiție de anvergură, cu mai multe etape, după cât am înțeles, dar să trecem la prezentarea invitaților noștri. Știu că nu mai este cazul, dar am să o fac așa, este normal. Domnul Petrică Buzdugan, membru fondator. Bună seara, aici domnul. De față. Domnul Filip Cristian, președintele ACSMTB Roman. Bună seara. Și bineînțeles Năstase Constantin, președinte de onoare, membru marcant, colaborator și coordonator în cadrul ACSMTB Roman. Bună seara, bine v-am găsit. Intrăm direct în peisajul problemei, să conturăm. Vreau să schițați ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și ce urmează de fapt să devină fapt concret. Proiectul Costi poate să spună mai multe, fiindcă el este unul din inițiatorii proiectului. Practic, prima întâlnire a fost în ianuarie, care a concretizat acest mare eveniment zonal. Am înțeles că e un parteneriat cu toate nouă asociații, asociațiile majore sportive, 8 din Moldova, teritoriul românesc, una din Orhiei Vechi, din Moldova, Republica Moldova. Da. Deci iată că am trecut și prutul dincolo cu organizarea acestei cupe la MTB a Moldovei. Ediția 1-a 2019. Și n-a fost la Ordinul Român Treceți Prutul, a fost nu, la modul... Ne unim, nu trecem. Deci trecem într-o unire, cum se spune. Urmașai domnului Mareșal Antonescu, bineînțeles. Sigur că da. Practic, Valeriu Catargiu a fost inițiatorul. Costi poate să spună mai multe lucruri, dacă vrei. Da, pe Valeriu Catargiu l-am cunoscut acum 2 ani de zile, tot la fel întâmplător, în cadrul unui concurs foarte frumos care l-au ei la Botoșani. Maratonul Nordului. El mi-a spus ideea lui pe care o avea concepută de 5 ani de zile în urmă și nu și-a găsit omul practic care să propuseze și să ducă mai departe ideea și deci, colaboratorul. Ca să ne înțelegem, este un proiect mai vechi, dar care acum se poate pune în practică deci, datorită deci acest Valeriu Catargiu a avut o tentativă de a încerca, în schimb nu și-a găsit oamenii care efectiv să-l sprijine pentru acest proiect. A luat legătura cu mine, a luat legătura cu băieții de la Iași, la Real Sport, și am spus de ce nu, hai să punem, la fel cum a luat ființă și concursul nostru MTB Roma Maraton, ne-am propus de ce nu, hai să încercăm. Eu, cunoscând majoritatea organizatorilor din Moldova, i-am contactat telefonic, le-am propus, o parte renunțase deja la proiectul lor, chiar nu voiau să facă anul ăsta. I-am convins să facă, au venit alături de noi, când au văzut atmosfera care este în cadrul, în special în cadrul MTB Roman, ca asociația sportivă a noastră, putem spune că da, este de vârf în cadrul acestei cupe. Ca să vin în completarea la ce spune Costi, Valeriu Catargiu, când a luat cuvântul la conferința de presă, a spus așa: dacă trasăm un X peste Moldova, da, Romanul este în inimă, în centru. Da, și datorită acestui lucru s-a făcut și conferința de presă de lansare a acestei cupe la MTB, la Roman. Au venit 3 persoane de la Suceava, unul de la Botoșani, 2 de la Focșani și 2 de la Bicaz, care au reprezentat asociațiile. Și de la Cotii. Orhei. Și de la Orhei, la tricou, da. Purtat da, de un inimos din Iași. Am uitat să spun 3 colegi de la Iași, care 2 au fost de la Real Sport și Bădărău, care a purtat tricou de la Orhei.
foarte frumoasă gestul lor, frumos gestul de a se deplasa. Mi s-a părut la fel de frumos și gestul cu cel îmbrăcat în roman mușat, ca să mă exprim așa. Da, colegul nostru. Tot de la Valeriu Catargiu a venit, da, și echipamentul, da, și ideea. Foarte, să zic, inedită ideea și foarte... Intervenția celui mai în vârstă dintre participanți, Victor Toma. Toma, de la Suceava, care a spus că s-a scris istorie la roman, s-a scris istorie la roman prin acest... prin această cupă noi încercăm să evoluăm la nivel național. Da, tocmai de asta și realizăm emisiuni de genul ăsta, pentru a sublinia aspectele acestea pozitive, pentru că lumea trebuie să ia contact direct cu, da, informația în sine. Completare, ca implicarea noastră a romanului, vreau să spun că Costi s-a implicat maxim în această organizare, în această adunare a asociațiilor, fiindcă inițial am fost 6 asociații, ulterior au crescut, dar datorită intervenției lui, dă telefoane, vorbește. Am văzut și de la Odobești, dacă nu mă înșel. Da, de la Focșani. Focșani. Da. Care nici nu avea un plan să facă concursul. Da, datorită Costi a zis, hai să facem, da, că da, nu știu ce. Deci Romanul pune umărul peste, da, tot în țară, în zona Moldovei. În plus, grafica acestui circuit este făcută de graficianul nostru Lucaș Cornel, care s-a implicat și el alături de Costi și a făcut, da, sigla MTB. Sunt oameni caz, care se implică total. A făcut total, sigla, da, cupei, da, a făcut generează lucruri frumoase și așa mai departe. Deci ne-am implicat cu inima și cu sufletul alături de acest eveniment major și considerăm că este un pas în creșterea noastră. Trebuie să spunem telespectatorilor că am mai apreciat un lucru și dumneavoastră ați fost de față. Dacă vreți să ne vorbiți și despre latura deschiderii oficiale, ca să spun așa, cine a fost, cine a făcut și ce a... Deci, inițial am lăsat concursul MTB Roman, maraton, ediția a doua, la care a participat și domnul primar ca partener principal al nostru prin Clubul Sportiv Municipal. Este unul din principalii parteneri și era normal să fie acolo. Alături de noi au fost și ceilalți colegi din circuit care au venit de la Suceava, Botoșani, Focșani, Caz și Iași. Și Iași, da. Deci o are destul de largă, ca, da, să spunem, da, așa. Da, da. Domnul Cristian, ca și președinte al clubului, ce noutăți mai sunt în ceea ce privește documentația, ce proiecte, ce, să zicem, perspective ar avea clubul? Primul și în primul rând, acum cel mai mult ne concentrăm pe ediția a doua a concursului MTB Roman Maraton, partea a doua, fiindcă timpul deja este foarte scurt, până pe 13 iulie. Asta mai trebuie să anunțăm și data. Da, da, data oficială a concursului este de 13 iulie și acum suntem în focuri, ne concentrăm în primul și în primul rând. Ați stabilit parte... categoriile de participanți, cum să... Da, avem, o să avem 4 trasee, o să avem traseul tura scurtă, tura lungă, traseul popular și, family, bineînțeles, traseul family, da. Și bine, anul acesta avem și în premier un nou traseu, se va numi traseul fotolilor rulante, destinat și celor cu dizabilități. Aici mi se pare o intrare în normalitate, da, în ceea ce privește, da, competițional. Da. Ca să-l completez pe Cristi, o să ne-am implicat printr-o asociație cunoscută din Roman, Iubire și Speranță, care se ocupă de copii cu dificultăți și care vrem să-i aducem în concursul nostru printr-un proiect cu unul din furnizorii de biciclete. Astfel, ne dorim să vină cu câteva biciclete să închirieze acestor copii, să oferim și lor șansa de a participa. Sunt copii fără posibilități, da, materiale și deosebit. Și ne dorim lucrul ăsta să extindem și în zona socială latura competițională. Latura competițională, fiindcă sunt copii și ei ca toți copii. Vă dați seama ce bucurie ar fi ca să primească, da, o diplomă și o medalie, da, ca semn de recunoștință a muncilor, da, exact, ce, da, reprezintă, da, enorm. Este enorm. Foarte multă muncă, documentații care se depune la tot felul de sponsori și de furnizori, adunare de fonduri și... Da, asta era o întrebare pe care mi-ați anticipat-o. Cum stăm în latura implicării celor din zona noastră? Să știți că cei care ne-au sprijinit anul trecut ne vor sprijini, cred, și anul
anul acesta, semnalele sunt bune. În principiu, oamenii au văzut că am făcut lucruri bune și responsabile. Datorită acestui lucru, eu am credința să spun că ne vor sprijini în continuare firmele care au fost private și partenerii mediatori. Da, pentru că a fost prima dată când o asociație sportivă a venit și a dat un raport per persoane, per a tot ceea ce s-a întâmplat într-un eveniment caritabil și totul a fost la vedere, pentru ca oamenii să știe în detaliu că nu se întâmplă numai lucruri rele, se mai întâmplă și lucruri frumoase. Corect. Și dacă ele nu sunt promovate, înseamnă că avem o problemă de comunicare. Ceea ce încercăm noi să definim aici este modul în care ușor, ușor se așează angrenajele în ceea ce privește nu numai latura sportivă a romanului, ci și latura socială, și latura, să zic, implicarea voluntariatului și așa mai departe și altor activități. Vreau să completez un pic, chiar să vă rog, să nu mă întrerupeți. O chestie care nu s-a discutat până acum. Deci să știți, copiii când se nasc de mici, se nasc niște genii. Important este cum sunt educați ca să devină genii. Vă dau un exemplu foarte scurt. Eu la mine unde lucrez, am avut o familie care după Revoluție imediată a dat spre înfiere 3 copii. E, unul din copii, să știți că a ajuns foarte mare, lucrează la Casa Albă. Deci, dacă vă amintiți, a făcut Măruță o emisiune prin care aducea acei copii care au fost înfiați. Celălalt copil care nu s-a putut dezvolta a rămas cu 8 clase și vai de mama lui. Deci copiii sunt ca un burete care absorb informația. Noi trebuie să îi canalizăm pe drumul cel bun. Vedeți că sunt intoxicați de tot felul de reclame care promovează fast food-urile, promovează tot felul de alimente. Noi promovăm însă și asociația noastră, nu numai sportul competițional. Ai făcut o paralelă, mă scuzi că te întrerup. Da. În cadrul prezentării evenimentului, în ceea ce privește industria farmaceutică. Da, dacă vă amintesc. Da. Și o repet din nou. Deci, nu se promovează sportul așa cum trebuie. Noi încercăm să atragem de noi tineri în special, ca să le canalizăm efectiv mersul lor bun în viață, să aleagă această latură sportivă, pentru că majoritatea bolilor, să știți că pleacă din sedentarism și alimentație, că asta e principala cauza. Mai e un aspect care trebuie menționat și îți dau dreptate 100%, dar e și latura socială în care ei sunt responsabilizați să facă ceva pozitiv și altfel poate îi îndepărtăm și de latura infracțională. Să știți că, de acord cu noastră, să știți că noi în cadrul asociației, toată lumea trebuie să știe că noi suntem voluntari. Nu facem parte de niciun partid politic, cum s-a mai spus și până acum. Nu avem societăți care să ne promovăm anumite produse ale noastre, să le zice mănâncă din aia sau bea din aia pentru că o vând eu. Nu. Deci noi vrem să canalizăm, să le dăm direcția acelor tineri ca să lăsăm mai departe o moștenire. Deci o societate unde nu are un plan pe nivel mediu sau lung, sau foarte lung, nu mai zic, e o societate terminată, să știți. Da, asta am stipulat în fiecare emisiune, de asta avem puterea exemplului. Ca să putem completez ce a spus Costi, ca o consecință a concursului de anul trecut, eu văd în oraș foarte mulți copii mergând cu bicicleta. Parcă sunt mai mulți decât am da, și am constatat. Da, cer numărul. Asta este o consecință a unui lucru făcut. E o latură în care, într-adevăr, s-a dezvoltat enorm. Dar eu pot să spun și la powerlifting că văd în sălile de fitness s-au mulțit, s-au apucat de treabă, vor să facă performanță, sunt mult mai mulți sportivi care vin din urmă. Am văzut că au început și la tenis să fie mult mai activ. E puterea exemplului, domnule. Corect. Exact. Și întotdeauna plusurile astea trebuie stipulate, pentru că așa dezvoltăm cumva și încercăm, nu mai spun de latura emoțională, pentru că au început să latura voluntariatului. Acolo vorbim de o latura altruismului care se dezvoltă implicarea în ce care absolut mai asta. Și e vorba și noi promovăm și cultura. Deci îndemnăm chiar tinerii să învețe. Gândiți-vă ei la mijloacele astea mass media, la televizor. În momentul în care vezi un conducător, nu pot să spun parlamentar sau guvernant, care își dă exemplu, domnule, am fost corigent în liceu, uitați, drept dovadă, acum sunt mare parlamentar. Pe momentul ăla ei tăiat tot avântul lui de a studia. E exact deci, ceea ce nu-i vedeți, facultățile sunt niște fabrici de făcut diplome. Sunt o grămadă, cred că avem 4 milioane de oameni cu diplome care nu profesează. Nu ne dorim asta, noi dorim calitate. Înțelegeți asta? Asta ne dorim noi. Calitate. Și tocmai încercăm să convingem tinerii și nu numai la nivelul romanului, la nivelul țării.
ca să urmeze altă cale, pentru că sunt în direcția greșită. Ei sunt derutați acum, credeți-mă, sunt derutați și dacă noi pun puterea exemplu sau ceea ce facem, nu le dăm direcția, să le arătăm, domnule, alternative. E bine așa, e bine să faci un sport, e bine să socializezi chestia care o facem noi cu concursul și regional Moldova, da, să știți că e un mod de a socializa. E și clar un mod în care te întâlnești cu cei din aceeași, din aceeași branșă, mai asculți de la unul, mai asculți de la altul, uite așa înveți câte ceva de la fiecare, dacă ai capacitatea și capabilitatea să... Așa. Și comportamental. Absolut, comportamental, absolut. Poți să vezi niște lucruri noi la da, o persoană. Domnul Petrec, care... eu sunt de acord, pentru că a fost un vid într-o perioadă de timp în care nu s-a mai discutat, nici sportul n-a fost ce a mai fost și într-adevăr s-a cunoscut. Te vedeți ce durere, domnule, fotbalul care era reprezentativ e pe butuci, handbalul tot la fel, gimnastica, de sporturi mari care le-am avut. Am fost mare în lumea asta, concuram cu cei mai mari din lume. Cea mai puternică echipă de gimnastică din toate timpurile. Și tocmai asta încercăm să promovăm valoare. Deci nu neapărat trebuie să ne uităm la partea competițională. Nu. Facem concursul pentru a vedea fiecare cât e mai bun față de celălalt. Nu, noi vrem să atragem majoritatea masă de oameni ca să practice sport, să ne se alăture nouă, pentru că noi, exact cum ziceam, voluntari. Le așezăm pace. Da, este știut aspectul că cine vrea să participe pentru așa, nu organizează. Se duce, participă și realizează un obiectiv. Da. În momentul în care te implici, nu poți să zici că urmărești un interes. În momentul în care desfășoși activități sociale de sărbători pentru copii, acolo nu mai încape îndoială că e vorba de caritate și e vorba de bun simț și de închegarea unei echipe care să lucreze în același sens, în același scop. Și ca și mine, știți și dumneavoastră că mai avem și tineri care se implică în viața culturală, Sebastian Crib, da? Mușatini, jos pălăria. Corect. Deci, jos pălăria pentru Mușatini. În zona romanului extrapolăm și la celelalte sfere, nu numai la... De curând s-a încheiat preselecția pentru orașele care vor participa la această... La Bucurie în Mișcare. Bucurie în Mișcare. Da. Romanul, am reușit prin... asociația noastră să implicăm mai mulți oameni și să n-am mai luat locul 1 ca anul trecut, dar am fost pe locul 2 în grupă, e ok. Se va concretiza și în acest an acest frumos eveniment care la fel face, promovează pentru un stil de viață. Cei care nu știu conceptul, s-a mers pe latura de Facebook și pe Instagram și s-au postat diferite filmulețe și poze activități sportive zilnice și astfel s-a stabilit un punctaj în funcție de numărul de posteri. Știu pentru că și eu am postat și toată lumea încerca să pună umărul. Știți ce este fenomenal? Fiindcă au fost oameni care au postat din Iași și au sprijinit romanul. Deci, asta este sau din străinătate, au făcut postări din străinătate, deci, făceau din Italia, din... Dacă geneza lor este de aici, ei de aici au plecat, au rămas romașcani. Noi oriunde mergem în țară, nu spunem altceva, nu spun că eu sunt... sunt din Roma, susțin Roma. Da. Corect. Dar au fost din Iași care sunt din Iași, adică nu am nicio treabă cu Roma. Probabil așa a fost în competiție. S-a creat o simpatie în raport cu modul, ținând cont și de aspectul că s-a pierdut la un vot capitala tineretului în defavoarea Iașului. Deci, totuși e un lucru frumos care s-a întâmplat iarăși, zic eu pozitiv, care va aduce sigur un exemplu prin acest festival Bucurie Mișcare, două zile la Roma. Eu zic că este ok. Normal. Orice prilej, vom împinge în față. Corect. Orice prilej prin care putem aduce tineri spre mișcare și educație reprezintă o bucurie pentru toată întreaga comunitate. Să fim realiști. Ce vreau să vă mai întreb? Vin sărbătorile pascale. Ați creionat vreun proiect? Din păcate eu o să plec în perioada respectivă și o să vedem în ce fel o să pot să mobilizez colegii care rămân aici pentru această acțiune. Momentan am fost foarte ocupat cu zona asta de lansarea cupei MTB a Moldovei, cu lansarea concursului nostru de ciclism. Așa cum a spus și Cristi, suntem foarte implicați în organizarea echipei care va coordona și va realiza acest concurs aflat la a doua ediție. Dar, sigur, latura socială este foarte importantă pentru noi și vom concretiza la momentul respectiv, vom anunța
și vom face ca lucrurile să meargă înainte. O întrebare din interiorul ACSMTB-ului pentru ACSMTB. Da, da. Asta este nou, așa. Vin zilele orașului. Da. Da. O să încercăm să reedităm Ziua Sportului Romașcan. Anul trecut s-a făcut și cursa cu biciclete, am făcut și noi în centru campionatul de powerlifting cu invitați din Iași, București, da. Botoșani, am avut o participare destul de frumoasă. Sunt cluburi reprezentative ale asociației. Ați gândit ceva activități în sensul acesta? Primăria Romană oricum este partenerul nostru principal și sigur vom sprijini ceea ce se va realiza la nivel de primărie. Încă nu am stabilit un contact exact pe partea de ciclism, să zicem. Așa. După câte am înțeles, se va organiza tot la fel o cursă care va coopta cicliști de toate vârstele. Pentru că ceea ce vreau eu să subliniez, mi-aș dori și nu cred că numai eu, toți romașcanii, ca această cursă Turul Romanului să intre în peisajul cotidian al sărbătorilor romașcani. Da, da, sigur. Ar fi este foarte frumos. O cursă este un tur ciclist. Un tur ciclist, asta, Turul Romanului. Unde pot participa diverse persoane cu diverse vârste. Da, este un prilej de împărtăși zâmbete pe biciclete în tot universul. Ne cunoaște, asociația. Absolut, socializarea și educația între categorii și sociale și de vârstă. După câte am înțeles, se va organiza și cupa de powerlifting. Da, urmează să stabilim din nou proiectele de bază, noi încercăm și noi la rândul nostru la să punem umărul. La care sigur, partener vom... Sunt, că avem o groază de sportivi dedicați, după cum bine știți, Sorin Sprâncean, poate va dori să vină din nou și Elvis, că a participat și în trecut, poate vor dori să vină și eu. Și vedem în funcție de ce invitați își confirmă, va fi un... Da, evenimente sunt multe. Noi, pe lângă toate evenimentele, încercăm să ducem și actele mai departe. Ceea ce mi-a plăcut și implicarea în Cupa Bila 8 la biliard. Da, un concurs, zic eu, reușit. Cu o participare neașteptată de la Cluj au venit 4 persoane, de la Focșani a venit cred că unul singur și de la Piatra 6 și locul 1 a fost ocupat de o persoană la Cluj. Da, locul 2 de la Piatra Neamț și abia pe locul 3 s-a plasat romașcanii noștri. Da, începem să extrapolăm în toate sferele sportive la nivel zonal și național. Gabriel Jalbă, care este acum președintele clubului de biliard și care a venit alături de noi, ne-a crescut foarte mult valoarea prin implicarea lui, a spus cu subiect și predicat că este unul din cele mai frumoase concursuri organizate la Roma. Fiindcă a avut mediatizare, susținere, da. Au fost un tabel de 28 de persoane care s-au înscris, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un concurs de bila 8. Din păcate, timpul emisiunii se apropie de sfârșit. A fost o trecere în revista a tuturor proiectelor și a ceea ce urmează să se întâmple la nivelul urbei noastre și cu impact nu doar la nivelul urbei noastre. Țin în mod expres să vă mulțumesc pentru participare și sperăm să reluăm discuțiile în cadrul altor emisiuni. O seară plăcută! O seară bună! Seară bună. Yeah.